În nici mai mult de o lună, carnea de porc și de vită s-a scumpit considerabil, cu până la 1 leu pe kilogram, iar acest lucru se simte atât în buzunarele oamenilor, cât și în visteria comercianților. De exemplu, un kilogram de pulpă de porc se vindea acum o lună cu 15 lei, iar acum o găsim la 16 lei. În perioada asta merge, pentru că suntem singurii care vindem carne de porc în piață, dar în general nu prea. Aproape nimic nu se vinde bine. Spre deosebire de carne, se pare că brânzeturile se vând ceva mai bine, mai ales că sunt direct de la producător. La mare căutare sunt telemeaua și brânza de burduf. Cum mai merg vânzările la produsele lactate? În ultimul timp a mers puțin mai bine. Suntem direct producători, avem și oi și vaci și capre. Avem fermă aici în zonă. Ce se vinde cel mai bine? Mai mult telemeaua de vacă, că este mai ieftină. Apoi și cea de oaie. Ce preț au? 14 lei de vacă, 17 lei de oaie. În acest moment, toate aceste scumpiri sunt extrem de greu de suportat, pentru că și bugetarii și angajații din companiile private au salariile reduse semnificativ.